În aceste zile triste care marchează despărțirea de regina Elisabeta II, fiul ei, noul suveran Charles al III-lea, a fost proclamat oficial rege. În țară, fostul fotbalist al Naționalei Adrian Mutu a fost operat de urgență în această după-amiază la un spital din București. Iar ucrainenii au eliberat 3 orașe capturate de ruși în nord-estul țării. Trupele rusești au fugit de frică să nu fie încercuite. Oana Andoni vă prezintă știrile Pro TV. Bună seara și bun găsit la știri! În timp ce supușii britanici își plâng regina, la Londra au fost martorii unei ceremonii istorice transmise pentru prima dată live. Noul suveran, Charles al III-lea, a fost proclamat oficial rege de către Consiliul de Succesiune. Monarhul a promis să urmeze exemplul mamei sale, să respecte principiile constituționale și să-i slujească pe britanici întreaga sa viață. Și-a asumat astfel angajamentul luat de regina Elisabeta II-a la împlinirea 21 de ani. La ora 13, ora României, în balconul Palatului St. James din Londra, a fost citită cea dintâi proclamație publică a regelui. With one voice and consent of tongue and heart, publish and proclaim that the Prince Charles Philip Arthur George become our only lawful and rightful liege lord, Charles III of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, and of his other realms and territories, King, Head of the Commonwealth, Defender of the Faith, to whom we do acknowledge all faith and obedience with humble affection, beseeching God, by whom kings and queens do reign, to bless His Majesty with long and happy years to reign over us. God save the King! God save the King! Proclamația a fost însoțită de un ritual vechi de secole, cu trompete și salve de tun trase în Hyde Park și la turnul Londrei. Three cheers for His Majesty the King! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Hip hip! Hooray! Construit în secolul XVI, Palatul St. James a fost principala reședință a monarhilor britanici vreme de 300 de ani, până când familia regală s-a mutat în Palatul Buckingham. Înaintea acestui moment ceremonial foarte atent planificat, în Palatul St. James s-a reunit, în absența lui Charles, Consiliul de Ascensiune, din care fac parte sute de personalități relevante din punct de vedere politic, social și religios, precum și reprezentanți din cele 14 țări, în care noul monarh este șef al statului. Grefierul Consiliului a citit proclamația, care a fost semnată de regina consoartă, prințul de Wales, arhiepiscopul de Canterbury, lordul cancelar, arhiepiscopul de York și șefa guvernului. Apoi și-a făcut apariția regele pentru a doua parte a Consiliului, la care a participat un grup mai restrâns. My mother's reign was unequaled in its duration, its dedication and its devotion. I am deeply aware of this great inheritance and of the duties and heavy responsibilities of sovereignty which have now passed to me. God save the King! God save the King! Charles a depus un jurământ față de Biserica Scoției și a semnat două documente, avându-i martor pe regina consoartă și pe fiul său cel mare, acum prinț de Wales. I am profoundly encouraged by the constant support of my beloved wife. Proclamația de la Palatul St. James este un eveniment cu adevărat istoric, fiind primul astfel de ceremonial petrecut în ultimii 70 de ani. Tocmai de aceea, iată, mii de britanici s-au adunat aici în fața palatului pentru a asista la acest eveniment pe care cei mai mulți dintre ei îl trăiesc pentru prima și poate ultima dată în viață. După o oră, proclamația a fost citită la sediul Bursei Londoneze, precum și în principalele orașe ale Regatului Unit, Edinburgh în Scoția, Belfast în Irlanda de Nord și Cardiff în Țara Galilor. Mai târziu, întregul guvern a avut prima întâlnire oficială cu Charles al III-lea. Liz Truss a fost primită în audiență de noul suveran încă de aseară. Tot aseară, Charles al III-lea s-a adresat poporului pentru prima dată în calitate de rege. Discursul a fost urmărit cu sufletul la gură de britanici, fie acasă, fie în localuri, unde toți ochii au fost ațintiți la televizoare.
As the Queen herself did with such unswerving devotion, I too now solemnly pledge myself, throughout the remaining time God grants me, to uphold the constitutional principles at the heart of our nation. I shall endeavor to serve you with loyalty, respect, and love, as I have throughout my life. Charles le-a acordat titlurile de prinț și prințesă de Wales fiului său cel mare William și nurorii sale Kate, dând mai departe titlurile pe care el și reposata lui soție Diana l-au deținut. With Catherine beside him, our new prince and princess of Wales will, I know, continue to inspire and lead our national conversations. Totodată, noul monarh a făcut un gest semnificativ către prințul Harry și soția lui Meghan, care au avut în ultimii ani o relație tensionată cu restul familiei regale. I want also to express my love for Harry and Meghan as they continue to build their lives overseas. Cu vocea tremurând, Charles l-a invocat pe Hamlet în ultimele momente ale discursului. To my darling mama, as you begin your last great journey to join my dear late papa, I want simply to say this. Thank you. Thank you for your love and devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. May flights of angels sing thee to thy rest. În acest timp se adună valuri de lacrimi și flori pentru cea care a fost regina Marii Britanii și a Irlandei de Nord, Elisabeta a II. Sicriul suveranei a fost depus aseară în sala de bal de la castelul Balmoral din Scoția pentru ca toți angajații să-și ia rămas bun. Mâine, trupul neînsuflețit va fi depus la catedrala din Edinburgh, urmând ca abia marți să fie adus la Londra. Aseară, în Catedrala St. Paul din Londra, aproape 2000 de oameni au participat la o slujbă de recunoștință față de regina Elisabeta a II. La final, cu toții au intonat pentru prima oară într-un cadru oficial în ultimii 70 de ani vechiul imn al Marii Britanii, God Save the King. Copiii reginei Elisabeta a II au împărtășit în cadrul unei emisiuni tribut a postului BBC amintirile preferate cu mama lor. Regele Charles al III-lea și-a amintit un moment de când avea 3 ani, chiar înainte de încoronarea mamei sale, în 1953. When he was small, having a bath and she came in wearing, practicing wearing the crown before the coronation, you know, all those sort of marvelous moments. Momentele din vacanțele de familie au fost foarte prețuite, a destăinuit singura fiică a reginei, prințesa Anne, de 72 de ani. Partly because it included all the things that she enjoyed, and that included the countryside, the dogs, the horses, and just being out and about, and being able to get away a bit from that public gaze. Un cleric scoțian a luat cina cu suverana cu doar câteva zile înainte de decesul acesteia și povestește că era optimistă și relaxată. Even if they don't agree with the monarchy, they admire her as a human being. So many things are going to change, you know, and it's this, the things like the money and the stamps and suddenly having to learn to say king. God save the king. Artiștii britanici care au susținut concerte în ultimele ore n-au uitat să-și exprime recunoștința față de domnia istorică a Elisabetei a II. I'm, you know, 75, she's been with me all my life.
please join me in a round of applause for 70 years of service. Sicriul reginei Elisabeta va fi depus mâine la catedrala din Edinburgh, pentru ca supușii ei scoțieni să-i aducă un omagiu. Marți, trupul reginei va fi transportat cu trenul regal la gara St. Pancras din Londra și de acolo în sala tronului de la Palatul Buckingham. Miercuri, sicriul va fi dus de la Palatul Buckingham la Palatul Westminster. O procesiune lentă similară a fost organizată pentru regina mamă în 2002, cu 1600 de militari, pe o distanță de un kilometru. Pentru câteva zile, publicul va avea acces să și-a rămas bun de la regină, timp de 23 de ore în fiecare zi. You going to the Queen's funeral, sir? Yes. I don't know what the details are yet, but I will be going. Funeraliile vor fi organizate luni, 19 septembrie, iar Ministerul Britanic de Externe are dificila misiune de a organiza sosirea invitaților străini. Cei de la interne vor consolida securitatea în capitală, în timp ce responsabilii de la transporturi iau măsuri pentru ca Londra să nu fie sufocată de cei peste un milion de oameni așteptați din întreg regatul. Pe străzile din Londra, tristețea este apăsătoare. La porțile Palatului Buckingham vin mii și mii de oameni care aduc buchete de flori și lasă mesaje pentru regina lor mult iubită. Au scris cel mai des: mulțumesc și respect. Fiind weekend, mii de oameni s-au adunat aici în piața din fața Palatului Buckingham pentru a-și arăta recunoștința față de regina Elisabeta a II. Britanici au venit din toate colțurile țării, alături de ei sunt și foarte mulți turiști străini. Iar pentru a reuși să țină mulțimile sub control, autoritățile au restricționat accesul și au închis circulația în zonă. Oamenii spun că se simt ca și cum ar fi pierdut un apropiat, un bunic pe care l-au văzut mereu zâmbitor și bun. De altfel, mulți nu au cunoscut un alt monarh în fruntea țării. La porțile palatului vin inclusiv românii stabiliți în Anglia. Ne luăm normal spun de la un monarh care a domnit o perioadă atât de lungă și de la un om deosebit. Un model de integritate, de tărie, de caracter, o persoană puternică. Cum vedeți Marea Britanie fără regina Elisabeta a II-a de acum înainte? Regele Charles al III-lea va avea un rol greu de îndeplinit, mai ales urmând o persoană atât de extraordinară cum a fost regina Elisabeta. De când am venit aici, tot timpul când ne-am imaginat Anglia, ne-am imaginat regina. Ce-ți plăcea ție cel mai mult la regina? Că a avut foarte mulți căței, era foarte drăguță și amabilă. În murmurul mulțimii, florile, lumânările aprinse și mesajele s-au extins cu fiecare oră, sprijinite de gardul palatului. Oamenii aduc atât de multe, încât acestea sunt mutate constant. Regina Elisabeta a II-a, regina lumii, scrie aici pe acest bilet, depus împreună cu un buchet de flori în parcul Green Park de lângă Palatul Buckingham. Acest parc a fost transformat într-o adevărată grădină cu flori. Sunt milioane de buchete așezate peste tot. Sunt flori care au fost aduse de lângă gardul palatului, iar oamenii sunt încurajați acum să-și aducă omagiile aici, în acest parc. Sentimentul este unul, nu știu, copleșitor. E foarte multă lume, văd că au ținut foarte mult la regina lor. Pentru unii, Marea Britanie a însemnat acasă în ultimele decenii. Trăiesc în Londra deja de 24 de ani și pentru noi regina e o femeie plină de integritate, e o femeie foarte cumsecată, adică o iubesc toți. Cum credeți că va fi Marea Britanie de acum încolo fără regina Elisabeta II? Cred că nu va fi așa cum a fost până acum. Trăim și vedem, dar e trist, e imens de trist pentru toți. În jurul prânzului, regele Charles al III-lea a fost primit în urale și aplauze aici la Palatul Buckingham. Oh my God! That's the king! It was amazing! It was great. We're glad we're able to see him. We're glad. How does it feel to see the king? Great! Care este atmosfera în Londra îndoliată, ne spune colegul meu Cosmin Stan. Bună seara, Cosmin!
Bună seara, Oana, doamnelor, domnilor. Vorbeam ieri despre mii de persoane care au venit aici la Palatul Buckingham. Ei bine, numărul celor care se află acum aici în fața Palatului este copleșitor la această oră. Oamenii se strâng, continuă să vină și tocmai din acest motiv autoritățile care practic se confruntă cu o provocare majoră din punct de vedere al securității au luat măsuri mai drastice față de ieri. A fost restricționat accesul tuturor în zona Palatului Buckingham. De fapt, pe lângă Memorialul Victoria, din fața Palatului Buckingham, nu se mai poate ajunge acum. Oamenii stau doar pe marginea acestei piețe din motive de securitate, s-ar părea, după cum vă spuneam mai devreme. Oamenii nu au mai avut voie pe parcursul zilei nici să depună buchete de flori la gardul Palatului Buckingham. Memorialul acesta de flori a fost mutat cu totul în parcul, în Green Park, aflat în imediata vecinătate. Totodată, pe parcursul unei bune bucăți a zilei, cei care s-au perindat aici nu au mai avut acces deloc pe trotuarul din fața Palatului Buckingham. Dar cu toate acestea vă spuneam că sunt foarte mulți oameni aici, cred că sunt poate 10.000 de persoane la această oră și accesul se face foarte controlat. Atât deocamdată de la Londra, la revedere! To my darling mama, I want simply to say this. Thank you. Your Majesty, Mummy, your love, your devotion to our family and to the family of nations you have served so diligently all these years. She made sacrifices for duty. Her dedication and devotion to sovereignty never wavered. Through times of change and progress, through times of joy and celebration, and through times of sadness and loss. I, Charles III, by the grace of God, of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, so help me God. Mergem mai departe. Adrian Mutu, antrenorul echipei Rapid, a fost operat de urgență în această după-amiază la Spitalul Floreasca din București, în urma unei crize de apendicită. Anunțul a fost făcut de reprezentanții clubului sportiv, care au precizat că operația a decurs bine, iar Adrian Mutu își va susține echipa la meciul din această seară de pe patul de spital. În vârstă de 43 de ani, Adrian Mutu a fost consultat dimineața de medicii din Târgu Jiu, după ce a acuzat stări de febră și dureri abdominale. Mai mult amănunt aflați imediat la știrile din sport. O femeie de 44 de ani din Botoșan a fost înjunghiată aseară de soțul de care voia să divorțeze. Acesta și-a atacat soția în somn, furios la aflarea veștii. Fata celor doi, o adolescentă, împreună cu un văr, au reușit să-l dea afară din casă pe agresor și au sunat la 112. Individul a fost arestat în urmă cu puțin timp. Atenționează detalii care vă pot afecta emoțional. Bărbatul în vârstă de 55 de ani a intrat furios în casă puțin înainte de ora 9 seara. Soția lui se odihnea după o tură lungă la serviciu, când individul a atacat-o. Și-a înjunghiat de mai multe ori soția, sub motivul introducerii unei cereri de divorț din partea celei din urmă. În locuință se mai afla nepotul femeii, în vârstă de 14 ani. Fata ei, de aceeași vârstă, ar fi intrat în casă în momentul atacului. Potrivit unor surse care au apucat să discute cu victima, tinerii au reușit să-l dea afară din casă pe bărbat, apoi au alertat autoritățile. Zeci de polițiști și trupe speciale l-au căutat pe suspect. L-au prins când traversa o stradă din apropiere, în fugă. Avea asupra lui și o armă. Ce aveți asupra dumneavoastră? Femeia, cu răni adânci pe mai multe zone din corp, a fost operată și este internată în Spitalul Județean din Botoșani. Pacienta a fost internată pe secția anesteziei terapie intensivă cu șoc hemoragic, plăci înjunghiate multiple. În prezent este internată pe secția chirurgie generală. Victima vrea să divorțeze de soțul ei tocmai din cauza violenței. Sunt căsătoriți de 22 de ani. Pe lângă adolescenta de 14 ani, cei doi mai au și un fiu în vârstă de 19 ani. Accident dramatic în Timișoara. O motociclistă a fost rănită de un șofer care nu i-a acordat prioritate într-o intersecție. Camerele de supraveghere au surprins momentul când mașina bărbatului vine din sens opus și virează la stânga în intersecție, chiar când tânăra de 31 de ani ajunge în dreptul ei.
Victima intră în autoturism și cade. Șoferul de 68 de ani a oprit inițial. Apoi, după câteva secunde, a mutat mașina. Medicii au acordat îngrijiri medicale tinerei, iar viața ei nu este în pericol. Polițiștii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă. Contraofensiva fulgerătoare începută luni de trupele ucrainene în regiunea Harkov a depășit toate așteptările experților. Trupele rusești sunt distruse, capturate în luptă, ori se retrag în debandadă, lăsând armament și muniție în urmă. Astăzi, soldații Kievului au recâștigat Kupiansk, orașul ce găzduiește principalul nod feroviar prin care au fost aprovizionate forțele ruse din nord-estul Ucrainei. După doar câteva ore a apărut și informația că alte două orașe importante, aflate mai la sud, Izium și Liman, au fost părăsite de ruși de frică să nu fie încercuiți. Capturați de ruși într-o lună, Izium a fost recucerit de ucraineni în doar o jumătate de zi. Din sute de probe la Midi și Sol Marin, nici măcar una nu este fără microplastic. La această concluzie au ajuns specialiști de la două institute mari, care de mai bine de un an cercetează modul în care vietățile din mare sunt afectate de plasticul aruncat în natură. Campania știrilor Pro TV, România la PET, vă arată circuitul gunoaielor din apele noastre. Din râuri ajung în Dunăre, apoi prin Delta, în Marea Neagră. Portul Constanța, ora 7 dimineața. O navă mare părăsește cheul și pornește în larg. Este ultimul vapor sub pavilion românesc din celebra flotă de pescuit oceanic pe care țara noastră a deținut-o în vremea regimului comunist. Mai! Începe cu noi. Maina, portarul. Vira, pare. Pupa navei, pe unde odinioară se ridicau plasele cu capturi impresionante, este acum birou în aer liber pentru două echipaje de cercetători. Se iau 10 de probe în fiecare punct de oprire și se fac câte 5 sau 6 prelevări zilnic pe un traseu bine stabilit. Cei ce prelevă sunt specialiști de la două institute de stat, Geo Ecomar și Grigore Antipa. Studiază, printre altele, impactul microplasticelor în mediul marin, capitol la care cercetătorii spun că au tot găsit în ultimul an surprize neplăcute pe fundul mării. Am prelevat midi din portul Midia, acolo am găsit concentrații foarte mari pentru comparativ cu Marea Mediterană sau cu mările din nord. Sunt motive de îngrijorare, mai ales în perioada primăverii, când Dunărea aduce deșeuri destul de multe, le varsă în Marea Neagră, iar pește și alte viețuitoare pe care noi le mâncăm la masă conțin microplastice. E o muncă extrem de laborioasă, practic se iau 10 de probe de aici, din zona litoralului, iar pe vapor sunt foarte mulți specialiști, fiecare cu domeniul său de activitate. Cert este că după toată această muncă de prelevare urmează una extrem de laborioasă, cea de laborator de interpretare a datelor. Fiecare probă este inventariată, iar sub punte, unde cândva funcționau camerele frigorifice și spațiile de procesare a peștelui, acum s-au încropit laboratoare. Primele rezultate se văd chiar pe vas, înainte de analizele mai detaliate din laboratoarele de la București. Așa arată microplasticul. Aproape că îl vezi cu ochiul liber. Acolo, printre viețuitoare. E peste tot, e pe tutinde. S-au găsit microplastice cam în tot ce reprezintă fauna acvatică. Și ce în meduze, asta? Și în pești, și în alte specii macro, chiar și în micro, chiar și în specii microscopice. Problema este că în momentul în care cineva mănâncă un pește sau omul în principal, dacă consumă aceste produse marine, inevitabil consumă odată cu ele și acele particule pe îngeată de către moluscă, deci nu scapă de ele nici de cum. Pe lanțul trofic, microplasticile ajung până în vârful piramidei trofice, până la ultimii consumatori, adică chiar omul. Și atunci, organismele filtratoare consumă o anumită cantitate, da? Să spunem că o moluscă, o midie, consumă o anumită cantitate de plastic. Dar noi, ca oameni, mâncăm 20, 30, 50 de midii. Și atunci cantitatea de microplastic se concentrează în organismul uman și ajunge o cantitate foarte mare. Mai mănânci și un pește și atunci cantitatea de microplastic din organism crește foarte mult. Iar medicii specialiști avertizează asupra unor riscuri atunci când microplasticul ajunge în corpul uman. În principal, cele mai afectate celule sunt celulele care se divid și celule tinere care se divid de multe ori. De exemplu, țesuturile fetale. Embrionul, fătul în burtica mamei poate fi afectat în dezvoltarea lui. De fapt, s-au găsit aceste particule de microplastic, în micro și nanoplastic, în țesuturile placentare, în placentă. Dacă există în citoplasma celulei, adică în lichidul acela care înconjoară nucleul și care e în celulă, dacă există niște particule care se comportă ca niște corpi străini, să zicem, atunci celulele acelea nu se vor mai copia corect.
pot rezulta celule cu defect. Tocmai de aceea copiii nou-născuți au probleme foarte mari și au un pic metabolism modificat față de acum 10, 15, 20 de ani. S-a constatat, de exemplu, că la bărbații infertili, procentual, ei excretă în urină mai mult microplastic decât cei fertili. De altfel, în ultimii 50 de ani, fertilitatea la bărbat a scăzut cam cu 50%. Și se corelează foarte bine și sunt studii pe tema asta cum, de fapt, scăderea fertilității se asociază și cu cantitatea de microplastic din sângele bărbaților respectiv, din urină. Unii dintre cercetători sunt și scafandri și spun că microplasticul văzut acum la microscop este cel pe care îl găseau în expedițiile de acum 10-15 ani, pe când filmau pungi, saci și alte deșeuri prinse în solul marin. Macroplastic care în timp s-a descompus și fărâmițat. La o adâncime de 10 cm găsim microplastici, deoarece vine mult sediment de pe Dunăre care în mod sigur are particule microplastice. Sau uite, de exemplu, cum avem în fața Constanței, unde s-a extras sediment pentru a pune pe plajă din Mamaia și s-a sedimentat fix în groapa din care a fost luat acel nisip pentru a pune unde a fost pus. Deci sedimentele care au venit noi au adus cu siguranță și plastic? Întotdeauna. Deci se întâmplă asta? Da, întotdeauna. Deci nu există, eu cel puțin sutele de probe în care le-am prelevat și le-am făcut pentru microplastice, n-am găsit una fără microplastice. Deci toate. Ceea ce am aruncat deja, să începem să strângem, pentru că ele nu se vor distruge. Contează să știm ce consumăm și cât de nociv este pentru sănătatea noastră. Conform Greenpeace, noi reciclăm doar 13% din deșeuri, iar rata de eliminare prin depozitare la rampele ecologice se ridică la aproape 70%, printre cele mai ridicate din Europa. Șoferul unui autocar cu 26 de copii la bord a fost implicat într-un ușor accident de circulație la intrare în pasajul Unirii din centrul capitalei. Bărbatul de la volan a lovit limitatorul de înălțime, culmea, pe care primăria sectorului 4 abia îl montase din nou azi noapte. Poarta metalică a fost dărâmată săptămâna aceasta de doi șoferi care conduceau autovehicule mai înalte de 3,5 metri. Nicio persoană nu a fost rănită în urma incidentului de astăzi, iar polițiștii rutieri l-au amendat pe șofer pentru că nu a respectat indicatorul rutier. Pasajul Unirii a fost reabilitat recent cu 12 milioane de euro. Operațiune de salvare la adâncime în statul New York. Atenție, urmează imagini care vă pot afecta emoțional. Un șofer a plonjat cu mașina într-un lac după ce i s-a făcut, se pare, rău la volan. A avut noroc un polițist care s-a ridicat în apă să-l salveze, iar întreaga intervenție a fost filmată de camera montată pe echipamentul său. Când a fost adus la mal, bărbatul din autoturism nu mai era conștient, așa că a fost transportat de urgență la spital. Ulterior, la fața locului a ajuns și o echipă de scafandri care s-a asigurat că nu mai era nimeni în automobil.